Mâncarea este din nou un transfer de energie. Țineți cont un lucru interesant. În toate tradițiile, inclusiv cea ortodoxă, momentul mâncării, momentul mesei, e ceva sacru. E acum că noi mergem la McDonald's, bagam primul lucru în gura care ne vine și poi ok. Dar, în nicio alt moment din istoria, lumea s-ar fi așezată la masă fără să spună o rugăciune. Acum, care este ideea? Și atenție, pentru că pe tema asta încerc nici să nu lovesc pe nimeni și nici v-am mulțumit pe toată lumea. Pur și simplu. Eu nu știu, nu mă interesează că dacă spun rogăciune, mulțumesc vreun Dumnezeu. Nu mă bagă chestia asta. Dar un lucru este cert. Dacă eu, înainte de masă, de orice masă, iau un moment de pauză, 5 secunde, în legătură cu credința fiecăruia, să conștientizez faptul că e singurul moment fizic, din afară de respirație, alt aspect pe care vedem, în care eu schimb materie printre mine și univers. Că această mâncare este oricum o transformare permanentă a Universului. Avem toți aceeași vârstă, și eu și mâncarea, v-ați să gândiți vreodată, atome, electronele voastre au vârsta Universului. S-au făcut acum, se zice, 15 miliarde de ani, asta sunt. Deci trupul vostru, asta are vârsta. Adică, caramizi din care e făcut au vârsta Universului. Suntem toți praf de stele. V-ați gândit la chestia asta, dar asta e știința banală de liceu. Deci, noi avem acest trup, că este o formă pe care nu se știe cum e ținută împreună, care schimbă informații cu Universul, și acest moment este sacru. În momentul în care pierdeți asta, ca și fac, faceți un experiment, 10 secunde, să mulțumiți cine vreți voi, pentru faptul că aveți ceva pe masă, mulți nu au. Și aveți acest schimb de energie cu Universul, nu știu de ce, dar s-a dovedit. Toate secreții gastrice sunt mai bune, se digerează mai bine, trupul e mult mai sănătos. Dacă este otrăvitor, trupul se protejează mai bine. Faceți un experiment. Asta e știință empirică. Țineți cont că eu m-am convins, și vorbim de chestia asta, că religiile, în afară de toată partea interesantă cu Dumnezeu, de care nu mă bag, au dat o serie de sfaturi foarte concrete, foarte practice, foarte comode pentru a obține rezultate, pentru a sta bine. Că gândiți-vă un moment, cum era într-o perioadă normală, regim unui om normal, era în cursul săptămânii o mâncare foarte ușoară, de obicei vegetariană, pe carne nu prea se mânca. O zi de post, vineri de obicei, voi aveți și miercuri, cam exagerat, dar o zi de post și duminica, e duminica, astăzi mâncam. Nu? Poi, după iarna, că se știe perfect cât de toxine se acumulează iarna, 40 de zile de post mare și faci o curățenie extraordinară, și din când în când, de Paște, de Crăciun, la o nuntă, fai sărbătorii mari. Chestia asta e sistemul cel mai bun pentru a-și păstra sănătatea într-o perioadă unde nu erau antibiotice și nu erau alte medicamente.